Dacă ne-am uitat pe scanere, pe creier, am vedea că bărbatul are creierul foarte bine organizat. Adică ca și când ar avea cămăruță lângă cămăruță, care foarte bine funcționează, dar separat. Pe când femeile au 35% mai multe conexiuni dreapta-stânga. Asta înseamnă că ele au un creier multifuncțional și pot să facă multe lucruri în același timp. Bărbaților le-ar fi foarte greu. Dacă, de exemplu, îi spune soția soțului, dragă, îi dă o listă și fă și tu mai multe treburi, el spune, toate la timpul lor. Când spune toate la timpul lor, el nu e leneș, el e corect. Așa funcționează creierul lui. Deși toate astea la timpul lor poate să dureze și 10 ani. Da, mă rog.